Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a comentat inițiativa PSRM de a înainta un proiect de hotărâre în care se solicite în Parlament de emisia a trei judecători constituționali, menționând că cine are cultură constituționalismului trebuie să respecte soluțiile curții. Am luat acte de declarațiile unor politicieni care sugerează că majoritatea parlamentară va iniția un proiect de hotărâre privind aprobarea unei declarații referitoare la uzurparea puterii în stat de către Curtea Constituțională și la demisia judecătorilor, care au votat pentru soluția avizului pronunțat ieri de curte, a comentat președinta CC. Manuel a menționat că judecătorii curții constituționale întâmplinesc rolul esențial de gardieni ai Constituției și ai valorilor ei. Curtea Constituțională este un arbitru al separației puterilor. Exercitarea oricărei forme de presiune asupra judecătorilor curții constituționale, atât înainte de adoptarea actelor sale jurisdicționale, cât și un act de răzbunare pentru soluțiile adoptate, este inadmisibilă, fiind incompatibilă cu respectarea statului de drept, a autorității curții și a supremației Constituției, a precizat Manole. Președinta Curții Constituționale a punctat că politicienii maturi trebuie să țină cont de implicațiile adverse, profunde și de lungă durată pentru statul al unui asemenea tip de atacuri la adresa judecătorilor constituționali. Prin urmare, cine are cultură constituționalismului trebuie să respecte soluțiile Curții, a conchis domnica Manole.